Bună ziua, dragi telespectatori, sunt Gabriela Sava și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Euroferma. Subiectul este agricultură, dar cred că trebuie împletit cu destinul jocurilor de noroc. În diverse zone ale țării este vizibilă deja expresia a fi sau a nu fi recoltă. Cum s-a ajuns aici? Am pornit cu speranță toți. Am pus piciorul drept prima oară în pământ. Am ales și am prelucrat sau nu pământul, apoi am așezat cu vârful în jos sămânța și ne-am rugat să rodească. A răsărit frumos și am avut ceva motive de bucurie. Și ne-am imaginat că suntem norocoși și, prin urmare, suntem fermieri de succes. Dar este succesul rezultat al muncii? Dacă muncești mai mult față de cei din jur, ai mai mult succes? Deseori vedem că în anii în care te-ai străduit mai mult, atunci a fost și mai rău, sau poate nu prea bine. Ce vă pot spune cu certitudine este că succesul este legat de apă. Acolo unde a plouat sau s-a irigat, va intra combina în câmp. Mai departe, cum vindem și ce rămânem după, este un alt episod al serialului Succesul și prietenii lui. Ce a determinat succesul platformei de la Drajna, ne spune astăzi echipa Zaten Union. Este această platformă una de succes? Am avut noroc aici? Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor noastre și bine ați revenit în câmpul nostru la Drajna. Sigur că dacă ne uităm din avion, această platformă se vede mai urât, dar dacă ne uităm de aproape, o să vedem culturile foarte frumoase. Sunt culturi reușite. Discutăm în această platformă de hibrizii de porumb, hibrizii de floarea soarelui și sorile de soia. Așa cum știți, noi avem un portofoliu larg de sămânță, iar acum în august prezentăm culturile de primăvară. Aceste culturi în momentul de față arată foarte bine pentru condițiile din sud-estul României. Discutăm de condiții de precipitații de la semăna până la această dată de aproximativ 200 mm de precipitații, ceea ce, după părerea mea, asigură cam 60-65% din cantitatea necesară de apă din cursul dezvoltării culturilor de porumb și floarea soarelui. E important ca această ploaie să vină la timp. Sunt momente în care o singură ploaie face diferența, dar trebuie să spunem că, și probabil știți, că mulți fermieri care vin și văd platforma dumneavoastră vă bănuiesc de fiecare dată că udați sau că aveți un sistem de irigație în spate. Da, nu e prima oară când mi se spune asta, dar am invitat fermierii să vadă cu ochii lor producțiile, să vină chiar la recoltare sau chiar la semănat. Noi nu ne ferim să arătăm ceea ce facem. Singura și cred că deosebirea esențială este de rotația culturilor. Facem o rotație la 6 ani de zile. Practic, floarea vine după floarea soarelui la 6 ani de zile, porumbul după porumb la 6 ani de zile. Și mai mult decât atât, avem o cultură de uniformizare cu mazăre, ceea ce mi-asigură un aport de îngrășăminte. Pentru că tehnologia pe care o folosim în câmp este o tehnologie minimalistă. Asta am spus de fiecare dată, nu ne interesează productivitatea maximă, ne interesează ca hibridul meu în condiții de tehnologie minimă spre normală din sud-estul României să dea producții rentabile, să aibă un fermier un profit. Ăsta este și scopul nostru și practic platforma din spatele meu este o platformă în care se pot vedea toate varietățile noastre. Dacă discutăm de porumb, avem de la grupa FAO 250 până la 450. Dacă discutăm la floarea soarelui, avem din toate tehnologiile Sulfo, Clearfield și tehnologia normală. Avem noutățile, avem și hibrizii mai vechi, consacrați. Dar această platformă nu este destinată numai pentru fermierii din România. Discutăm de această platformă și pentru fermierii din Bulgaria. Astăzi am avut grupul fermierilor din Bulgaria. Ieri am avut grupuri din Republica Moldova și Transnistria. Pentru că aceste varietăți, acești hibrizi au performat foarte bine și în aceste țări. Alexa, Davero sunt extraordinar de productive și stabile, pentru că este foarte important ca în aceste condiții să avem stabilitate la producții. Anul acesta, comparativ cu alți ani, am avut un dublu efect dăunător. Am avut arșiță puternică cu temperaturi de peste 40 de grade, am avut și secetă puternică. Vă dați seama, la 200 de milimetri de precipitații nu înseamnă ceva nemaipomenit. Dar rotația și tehnologia fac diferența. Nu înseamnă că dacă cheltuiesc mult, mă aștept să scot mult. Trebuie să cheltuiesc rațional
și să scot producție care să-mi acopere cheltuielile și să scot un leu în plus. Numele meu este Vlante Emil Panait, sunt originar din județul Ialomița, din comuna Sudiți, o localitate undeva pe malul drept al Ialomiței, la câțiva kilometri de locul unde ne-am întâlnit. Câte hectare cultivați? O suprafață substanțială, să știți, pentru o fermă așa care trebuie să facă și producții și să aibă rezultate corespunzătoare din toate punctele de vedere, dar mai ales economic, așa, nu trebuie să ai o imensitate de suprafață. Or fi și ferme foarte mare, a noastră este de 600 de hectare. Fermă în care cultivăm porumb, floarea soarelui, grâu, orz, rapiță și o plantă furajeră, lucerna, pe o suprafață mai mică pentru niște animale. V-am ales pe dumneavoastră din grupul de fermieri care am făcut împreună vizita prin câmp pentru că ați spus ceva foarte frumos. Am producții frumoase, dar fericirea nu este totuși un proiect individual, e un proiect colectiv pentru că nu e de ajuns să am doar eu aceste producții. Cum le-ați făcut dumneavoastră și de ce mâhnirea pentru cei din jur? E o poveste lungă și cu destulă bătaie de cap de când s-a început alt fel de agricultură după 89. A mers ce a mers, după care totul a început să coboare. Nu din cauza oamenilor, oamenii, fermierii, așa cum i-ați văzut, sunt tineri, mai puțin de vârsta mea, eu sunt nițel mai în vârstă decât ei, cam de vârsta părinților lor, dar sunt copii foarte buni. Muncitori, eu îi cunosc, eu îi apreciez foarte mult. La mine în localitate sunt 20 de fermieri, pe puțin din tineri. Și suntem vreo 2-3 mai în vârstă. Restul sunt tineri și eu mă bucur că acești băieți s-au apucat de această meserie, care a fost foarte bună și destul de profitabilă până în momentul de față. N-aș vrea să numesc o cauză a acestor probleme. Lumea știe foarte bine, dumneavoastră Euroferma, dumneavoastră știți foarte bine ce se întâmplă, pentru că sunteți în mijlocul nostru. Aveți irigații. Da. Bănuiesc că ăsta a fost secretul dumneavoastră. Obținem niște producții substanțiale, să nu zic extraordinare, la toate culturile. Acum, ca să obții niște producții bune, trebuie să aplici o tehnologie completă. Dacă rupi oza din lanț, la noi în agricultură se vorbește de lanț tehnologic. Acest lanț tehnologic, ca oricare lanț, așa e făcut din zale. Orice oza, dacă s-a rupt, și în special la jumătate apa, s-a terminat povestea. Produci, dar produci așa ca să supraviețuiești. Îmi face plăcere să ne revedem. În ultima perioadă știu că vă ocupați mai mult decât de teritoriul din România. Într-adevăr, de 2 ani de zile mă ocup și de alte țări, printre care Moldova, Bulgaria, Rusia, Croația, Serbia, pe cum și alte țări. Și de când am venit în compania Southern Union, România, sunt o mare promotoare a culturii de soia. Cu toate că fermierii nu vor să audă despre cultura de soia. Pentru că n-au apă. Pentru că nu au apă, într-adevăr. Beneficiile sunt fantastice. Beneficiile pe care le aduc pentru planta postmergătoare, mai ales acum în contextul în care prețul la îngrășăminte a explodat. De ce să nu profităm de azot care vine practic gratis pentru planta postmergătoare, să alegem soia? Nu am înțeles de ce. Într-adevăr, condițiile climatice se schimbă. Sistemul de irigații este defectuos în țara noastră, dar totuși sunt ani în care avem anumite precipitații. Un asemenea caz este în acest an, unde suntem în locația Drajna. Soia, într-adevăr, a fost semănată puțin mai târziu. A fost semănată pe data de 5 mai, pentru că am avut condiții foarte dificile. A fost un aprilie foarte friguros, cu precipitații ridicate și, practic, a fost imposibilă semănatul culturii de soia în perioada optimă. Dar și în aceste condiții, o să smulg o plantă ca să și dovedesc, dată o imagine este cât 1000 de cuvinte. Dar și în acest caz eu spun că genetica își spune cuvântul. Avem aici o plantă de Dakota, densitatea a fost 50 de plante germinabile pe metru pătrat și se pot vedea cum au ramificat foarte bine. Pe fiecare etaj avem 4-5 păstăi, deci practic genetica își spune cuvântul în condițiile grele. Acest soi Dakota este origine nemțească, portofoliul nostru este completat cu acest soi. Dacă discutăm din timpuritate extra timpuriu, avem iacarii, la fel origine Germania, și încheiem toată partea extra timpuriu, semi timpuriu Dakota,
până la partea de semitardive smaragd. Se poate vedea probabil și în imaginea acest soi. Pentru fermierii din această zonă, în partea de Bărăgan, recomandările noastre ale companiei Southern Union sunt pentru extra timpurii, pentru a profita de apa care există în sol, pentru a putea avea la înflorit temperaturi mai prietenoase decât cele care se instalează puțin mai târziu, undeva la 38 de grade. Practic, soia deja își formează producția. Planul Național Strategic, din fericire pe compania noastră, ne-a ajutat foarte mult pentru faptul că noi în fiecare an avem și ceva cantități pregătite pentru export, dar și o cantitate mai limitată pentru România. Practic, pe noi ne-a găsit pregătiți, am fost capabili să livrăm fermierilor cantitatea solicitată, așa că a fost o oportunitate faptul că noi încă credem în cultura de soia. Anul acesta cred că am demonstrat încă o dată valoarea geneticii Southern Union, atât pentru cereale ploioase de toamnă, dar și pentru culturile de primăvară. Un an de succes din punctul nostru de vedere este, pentru că am avut foarte multe lucruri noi pe care le-am învățat, am avut alte lucruri pe care le-am descoperit împreună cu fermierii în această frumoasă zi și în fiecare an, dacă învățăm ceva și dacă avem capacitatea de a îmbunătăți anumite lucruri și bineînțeles rămânem și cu un mic profit în buzunar, cred că este un an de succes. Fiind platforma semănată într-o solă cu o rotație și în general noi practicăm un asolament corect, anul acesta avem și rentabilitate pentru cultura de porumb. Pentru floarea soarelui cred că majoritatea fermierilor vor fi rentabili. Pentru cultura de floarea soarelui am un cost de înființare mai mic. Cu siguranță voi obține profit pentru floarea soarelui. Toți hibrizii vor avea peste 2000 de kilograme pe hectar. Am hibrizii care vor atinge 3000-3500 de kilograme pe hectar. A fost o surpriză anul acesta că toată floarea din zona are o talie mică. Este un lucru foarte bun, foarte discutat de către noi, pentru că încercăm să ne dăm seama ce s-a întâmplat. Este o cultură care oferă fermierului o stabilitate mai mare decât la porumb, pentru că indiferent de an îți oferă o producție. Prețul la vânzare este și el mulțumitor. Cât v-a costat înființarea culturii de floare? Avem pentru porumb, avem între 3.000 și 3.500 de lei pe hectar, cu totul și cu eventuala arendă. Și pentru floarea soarelui am 2.000-2.500 de lei pe hectar. Pentru a înființa cultura de porumb, am avut premergătoare grâu și orz, am înființat un covor verde, marca Vitera Seeds, comercializat de compania Southern Union. Covorul verde a fost desființat pe 25 ianuarie, era compus din leguminoase care au fixat azotul, era compus din graminee care a mobilizat solul superficial, era compus și din muștar care a protejat împotriva eroziunii care apare pe parcursul iernii. Pe 25 ianuarie am desființat covorul verde prin arătură cu întoarcerea brazdei. La ce adâncime ați făcut asta? La aproximativ 25-30 cm. Au murit șoricei pe care știam în zonă? Au fugit? Atacul de șoricei l-am avut prezent și în lucernieră, și în arătură de vară, și în arătură de toamnă, și în arătură de ianuarie, și la vecini, unde practică lucrarea cu gruberul sau cu scarificatorul. Invazia de șoareci a fost o problemă foarte mare pentru toți fermierii din zona noastră. Lipsa precipitațiilor, faptul că galeriile n-au mai fost inundate de apă, să mai diminueze din rezervă, înghețurile au fost blânde, foarte puține. Avem fermieri care au pierdut jumătate din producție la urs, din cauza șoriceilor. Microtus arvalis, un animal drăguț, provoacă pierderi de miliarde domnilor fermieri din zona Slobozia Călăraș. După care am făcut o fertilizare cu gunoi de pasăre procesat, BioHelp, îngrășământul bio conține și azot și fosfor și potasiu, doza de 500-600 kg pe hectar, după care am făcut operațiunea de combinator pentru a pregăti patul germinativ, a urmat semănatul. Semănatul pentru cultura de porumb a fost pe 18 aprilie, la o densitate de 67.000 de boabe pe hectar. Pentru protecția culturii de porumb împotriva insectelor, dar și împotriva eventualelor burieni care ar putea concura cu plantele de porumb, am făcut o erbicidare în preemergență și concomitent cu această erbicidare am făcut și un tratament cu insecticid, l-am dat cihalotrin ca isosorbi. În vegetație am venit pentru corecție și se poate observa câmpul de porumb este foarte curat. Am venit cu produsele marca Nufarm, Starship și Cru.
Mezotrione și Nicosulfuron, două produse foarte bune care au controlat perfect tot spectrul de burieni prezent în sola noastră. Rămâneți alături de noi, revenim după o scurtă pauză de publicitate. Cât de importantă e genetica în lanțul ăsta? A, nu mai vorbim. Dar ce? Să se compară? Deci nu se compară nici genetic vorbind sămânța soiurilor de acum 10 ani, 15 ani, cu ce este acum. Acum sunt soiuri și hibrizi deosebiți care au o genetică foarte bună, productivă, rezistență la secetă, la îngheț nu mai e nevoie, că au genetică foarte bună, foarte, foarte bună, să știți. Și vreau să specific un lucru. La mazăre sunt pe primul loc în România, sunt foarte bun, mazărea de primăvară, la floarea soarelui, Valparaiso, Paraiso 102 și alte, că nu ne apucăm să înșirăm pe toți, așa sunt foarte, eu am cultivat și cultiv în continuare, sunt foarte productivi, iar la porumb, aproape toți hibrizii sunt foarte buni. Vorbeam cu un fermier prezent la evenimentul dumneavoastră, un fermier de altfel vechi și prieten al companiei, pentru că spunea că a făcut și producere de sămânță pentru dumneavoastră, că este foarte importantă genetica. Către ce se îndreaptă cercetarea la genetică în laboratoarele Zatan? Ce căutăm? În primul rând, discutăm dacă luăm porumbul. Discutăm pentru sud-estul României și nu numai, discutăm de hibrizi din grupa FAO 250 până la maxim 380, în rare cazuri 400, acolo unde este irigat sau în zvestul țării unde avem un aport mai mare de precipitații. Discutăm de orientarea către hibrizi cu o toleranță foarte bună la secetă. Noi avem acel concept dry tolerance, unde am selectat o parte de hibrizi pe baza unor experimente științifice, nu am zis noi, băi, care are rădăcini sau care frunze, nu știu cum. Pe baza unui experiment științific făcut de Universitatea de Agricultură din București, am separat hibrizii din portofoliul nostru și avem hibrizii incluși în clasa dry tolerance, ceea ce înseamnă că au o toleranță mult mai bună la secetă. În momentul de față, în câmp, acești hibrizi sunt verzi, au ștuletele bine format și vor da producție. Deci asta este una din atribuțiuni. A treia, să zic, atribuțiune, ne orientăm către hibrizii cu înălțime medie spre mică, undeva la 1,80, 2,10, pentru că ne interesează ca îngrășămintele care le aplic să le aplic pentru cantitatea de boabe și nu pentru cantitatea de masă vegetativă. Deci astea în legătură cu porumbul. La Floarea Soarelui suntem orientați special pentru hibrid sulfo cu toleranță la orobanche până la rasa G și H. Domnule Gabriel Nicolau, am păstrat interviul cu dumneavoastră mai spre finalul emisiunii, atunci când vrem să dăm fermierilor veștile bune. Ne aflăm astăzi la Drajna, alături de partenerii noștri Saten Union, cu care am organizat al doilea eveniment pe prășitoare, la Floarea Soarelui și Porumb, dar aceste culturi deja se pregătesc de recoltat încet încet și ne gândim la campania de toamnă. Cu această ocazie vreau să vă spun că mulțumim lui Dumnezeu în primul rând și sprijinul fermierilor și celorlalte autorități, APPR și nu numai, domnul ministru și toți cei participanți în agricultura românească prin derogarea către NUPRID, ocazie cu care putem să venim în sprijinul partenerilor noștri fermieri și distribuitori pentru tratamentul seminței la cereale păiase, care va fi până la 30 noiembrie. Ne bucurăm. Ce s-ar întâmpla dacă nu primeam această autorizație? Vă dați seama că în ultimii ani, după cum toți inginerii agronomi și noi, oamenii care nu avem implicații foarte mari în domeniul agricol, simt pe pielea lor schimbările pedoclimatice. Avem ierni din ce în ce mai blânde, precipitații din ce în ce mai puține, secete din ce în ce mai prelungite, temperaturi oscilante între zi și noapte. Și toate aceste aspecte nu fac decât să înmulțească și să sporească pragul mare și economic de dăunare pentru cereale păioase și nu numai. Și atunci atacurile de zabru, atacurile de muscă și ceilalți dăunători venim cu sprijin către fermă prin imidacoprid, prin NUPRID al 600 FS. Ne gândim să venim în sprijinul fermierilor și cu alte soluții taman pentru a combate anumite burieni care pot trece peste aceste temperaturi oscilante și, în speță, am adus de aproximativ 2 ani de zile un erbicid nou, se numește Saracen Delta,
un produs bazat pe două substanțe care acționează sinergic, două substanțe active, diflufenican și florasulam, atât cu efect rezidual și cu efect foliar. Totodată am lansat o campanie pe acest produs. La fiecare 10 litri, noi, compania Nufarm, asigurăm 2 litri, adică 10 plus 2. E o campanie care se desfășoară începând cu luna august până la sfârșitul lunii decembrie. Ne plac ofertele. Mai avem oferte și la alte produse? Mai avem, pentru că toamna înființăm nu numai cereale păioase, ci și rapiță. Uitați-vă că mare parte din tot ce înseamnă insecticide în piață, ca și substanțe active, au dispărut. Așa este. Și căutăm soluții noi, căutăm soluții viabile în fermă, căutăm soluții cu care să putem avea o eficacitate foarte bună la un preț bun. Cred că fermierii, iertați-mă, o să ghicesc din prima, fermierii au învățat deja cuvântul carnadin. În mare parte, da, e un insecticid sistemic. Ce substanțe? Da, acetamiprid, 200 de grame, este într-o formulare lichidă, îl facem la fabricile noastre din Franța. La acest moment am pornit o campanie pe acest produs, la fiecare 10 litri, noi acordăm un litru, 10 plus 1, poate fi un partener strategic să aibă o cultură curată de dăunători alături de alți piretroiți de contact. Deci e un insecticid sistemic, un insecticid care poate proteja cultura în diferite fenofaze, atât în toamnă cât și în primăvară. Dar rețineți, dragi fermieri și parteneri, această promoție este de în august până la 31 decembrie. Dar pot să vă spun că pentru viitor eticheta lui Carnadin va fi extinsă și la alte culturi, în special la cultura mare, va fi doar o chestiune de timp. Ce culturi vom putea proteja în viitor? Cereale păioase, grâu, orz, vom avea și porumb, dar toate la timpul lor.